Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Am intrat pe drumul care duce către cabana Ciucaș. Astăzi vrem să ajungem pe vârful Ciucaș. Da. Da, și cine e cu noi? Cine? Oare de la vârful Ciucaș curge berea Ciucaș? Da, așa îi zice la valea asta. Valea Berii. Avem și un lăcușor. O căbănuță frumoasă. Ne induce în eroare că e apă, de fapt. E apă. Ei, și facem o scurtă pauză aici la cabana Ciucaș. Deci am urcat o primă. 3 ore și jumătate am făcut până aici, adică... Pe Ina a prins-o frigul deja. Toată lumea. Eu preventiv iau un antibiotic. Da, nu știu ce se întâmplă pe drum. Cu cine te mai întâlnești? Ce faci, domnul? Filmezi tu? Excelent și eu. Oh, frumos, frumos. Era să cade, văzut? Am văzut. Foarte fain pe munte. Da. Nici gândurile nu ține mai auzi. E foarte multă lume. Dar na, așa e în weekend. Nu mă încet. Dar nu te dăm la TV. Nu te vezi de TV. Am pornit pe traseu. Am ales banda roșie. Traseul durează undeva la o oră și jumătate și ne vom întoarce pe cruce roșie. Deci vom face un circuit. Așa e, domnilor. Da, corect. Este microcircuitul vârful Ciucaș. Se pare că în weekend pe aici e ca la piață, e foarte multă lume. Ca la mall. Dar ce contează? Să se bucure toată lumea până la urmă. Și nu ne referim la benzinărie. A, și eu trebuia. Ei, și avem un cosaș aici. Hai, zboară, cosașule, zboară. E mai timid. Ce bine, vă rog. Că am prins o vreme bună, în afară de faptul că e un vânt foarte puternic. Și bănuiesc că acolo sus va fi și mai și. Cum e, fetelor? Cum e traseul? Vă place? Da, simplu. Simplu, da. Ca oricare alt traseu. Atâta că nu putem respira prea bine. Da, de la vânt. Bate vântul. Nu mai avem mult, vreo 40 de minute, cred că. Și ajungem pe vârful Ciucaș. Nu mai zic de cremuleț.
Hei, salut! Salut! Deci iarna acolo chiar era interesant de trecut. Păi bănuiesc că aici se adună multă zăpadă. Da, da. Și și risc de avalanșă. Bă, asta ce înseamnă, fluierul? De avalanșă. Ce face Alex acolo? Prin grădină. Hai că vine și Andrada. Cum se numește șgheabul ăsta? Sub tigăi. Așa se numește, cred. Imediat suntem în creastă, fetele fac niște poze. Avem un peisaj minunat. Și facem o pauză, acum mâncăm ceva. Corny big. Ceva bun, bun, bun. Dați o corny. De la cine? Mai avem un pic de urcat și suntem sus. Adică cam încă atâta, nu? Dacă e așa. Suntem la jumătatea traseului. Nu. Am mers mai mult decât? Mai mult. Jumate. 70%? Da. Și de acolo să coborăm pe Crucea Albastră, undeva prin spatele nostru. Ei, ideea e că o să coborâți pe unde simțiți voi, asta e ideea. Nu contează culorile. Roșie și ocolește. Nu contează, nu vă luați după tot felul de reguli în viață. Da, semne și din astea pe munte. Aia doi, da, nu se iau după semne. Da, și uite, ce crezi că nu se simt bine? Unde te-ai urcat, Alex? Pe stâncușoară? Pe stâncușoară, pe stânculuță. Ai vrut să ajungi mai repede. Azi că vin și fetele acum. Și continuăm urcarea. El un pas, eu fac trei. Știi? Dar vremea oribilă, deci acum e superb, credeți-mă. Nu vă zale, ne mergem în buzunar. Și ajungem într-un final. Câte lume. Nu știu că te-a plăcut. Mulas. Aici nu mai bagă. Ce-i fără? M-aș tu, băi. Alex, 1954. 1954. Să fie primit. E foarte lecă la mere, mă gândesc eu ce oră foarte. Thank you.
Am terminat cu pauză și pornim către cabană pe cruce roșie. Sunt niște formațiuni foarte interesante pe aici. Cu ce seamănă stânca aia din spate, Ina? Cu un om gânditor care privește în zare. Un pirat. Un pirat. Un pirat. Așa pare. Mergem înainte, nu mai avem mult. Merge. Numai că imediat începe iarăși urcarea. Asta e problema. Mai avem un pic. Asta e problema până la urmă. Iar... Și am ajuns la intersecția unde vom schimba marcajul. De aici vom ține marcaj cruce roșie. Până aici, de pe vârf, am ținut bandă roșie. Ar trebui să mai facem vreo jumătate de oră și să ajungem la cabană. Și acolo sus se vede un triunghi de iarbă. Cu vârful în sus. Nu e acolo asta la pus. Aha, am înțeles. Yes. Hello? Anybody there? Echo! Ce mă bate nevasta, nu pe tine? Ce faci, mă? I like my shit, dar du-te mai încolo. Plăcere. E, nu, poftă mare. Opa, nu vrea. Nu vrea pâine, numai conținutul. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ina, ce crezi că e după culmea asta? Mai avem de urcat? Sper că nu. Hai să vedem. Hai. Pe partea asta e interesant traseul, că cobori, iară urci, iară cobori, iară urci. E mai dificil pe partea asta, da. Dar e și frumos. Peisajul e mult mai frumos. Coborâre! Coborâre! Da. Ce am făcut? Se bucură mai repede. Câteva secunde de coborâre, extra. Coborâre. Avem coborâre. Nu se poate așa ceva. Asociația a făcut cursul intensiv de limbi străine. De vorbit cu oile? De vorbit cu... Cum se numește limba asta? Oineză? Ciobănească. Oină? Ciobănească. Limba ciobănească. Am prins-o și eu de la ciobane, am furat-o, să zic așa. Aha. Da, o, dar nu e complexă. Cea, ni, ha... 3-4 cuvinte. Ah. Cuvinte, nici nu poți să le zici cuvinte. Interjecții. Și totuși să ai multă răbdare cu ele. Să stai, toată ziua trebuie să stai. Și am ajuns în sfârșit la cabană. După câteva ore de mers. Bine, noi am mai făcut pauze cu filmatul, cu pozatul. Să zic ce... Nu zic timpul, dar așa, per total... 32 de minute am făcut. Dacă te iei după locus sau cu ce? Nu, 32 de minute am făcut după alea 4 ore. Ideea e că e mai ușor traseul ăsta, primul pe bandă roșie, decât cel pe care ne-am întors noi, cruce roșie. Dar e mult mai frumos. Mie mi s-a părut mai frumos. Da, este. Greu, dar frumos. Frumos, dar greu. Hai că vedem ce mai facem în seara asta. Dacă eu ți-aș fi armură, nu te-ar atinge săbile. Mai
da. Salut! Și am ajuns la Butoiul Vesel, unde o să mâncăm un antricot de vită. Am mai fost noi în urmă cu vreo 2-3 luni și am văzut la niște turiști care au coborât de pe munte și un salvamontist și-a luat un antricot de vită. Și bănesc că acum merităm și noi după efortul ăsta. Absolut. Absolut, nu? Cel puțin eu. Că mai voi nu mâncați, nu? Nu. Noi mâncăm altceva. Da. Hei, cine a venit? Cine a venit? Păi amândouă le luam, ce? Una era pentru tine? Și ce ne-ai adus aici? Asta e ceai vesel. Și aici e de la mama, lichior de trandafir. Oh. Asta e așa din partea casei. Bă, da, mama. Să rămână mama. Tu faci parte din familie? Coincidență, da. Da. Și am zis să gustăm cu toții. Am adus 5, zic, să vă demonstrez că nu se moare de la el. Poate doar de drag. Just și corect. Nu? Adică asta e chestia. Lăsăm ceaiurile. Yes. Ne duci mie, te rog, un ceai de mentă? Sigur. Hai să facem atunci. Mulțumesc. Și ce? Și acum vă rog să vă serviți. Un shot. Se pare. Mersi. Mulțumim pentru primirea. Vă așteptăm. Se miroase ca să se simtă. Camera. Foarte tare. Foarte bun. Trebuie să-l beau din două, dar e foarte bun. Lichior de trandafir n-am mai avut. Nota 10. Wow. Orice. Dar clasic. Suică și trandafir. Are trandafir din aia de dulceață. Le strânge petalele și pune în sticle cu zahăr și suică peste. Și avem și de vișine și de mentă. Arătata de aia a zis, tu, dacă s-ar putea, îi pune și peste lucernă. E om serios, adică... Experimentează tot felul. Da, porumbe, tot cireșea mare. Deci, știi cum e. Da, 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 da. Na, nu se abține. Pentru asta și de fiecare dată trimite câte ceva, tu la băieți la chem. Poți să vii cu mâna goală. E bine mâncărica. Bună seara. Bună seara. N-a de ca să picam cu piure. Am un bulz. Aici. Mama. Am o boție de chipsuri. Aici. Deci bine arată și chipsuri. Aduceți, mă rog, un ceai din asta vesel. Ceai vesel, două. Înseamnă. Îți dăm papa. Anticotul? Da, da, aici. Luați dumneavoastră ceapa. Da, da. Mulțumesc. O să-l fac așa din două bucăți. Da, da, da. Și văd unde mai... Cască vi se pare că nu se face, că se fiind frig afară, se răcește placa mai repede. Da, da, da. Mai în sânge, deci nu-i problemă. Ah, e perfect asta. Că văd că se răcește placa mai repede. Mulțumim! Am observat în ultima vreme că... Ce ai primit acolo, Nana? Sărmănuțe cu uite, o mărică cu apucă. Una în foaie de viță. Bonus. Mamă, cum e salata de viță. Mamă. E ce trebuie? Chiar așa? Nu știu. E ce trebuie. Destul de valabilă treaba. Da, shit. Bună dimineața, lume, soare. Ce faceți? Suntem cu Alex azi. Iața. Totul bine?
Totul bine. Am tras o filmare aici, într-o zonă interesantă, în Cheia. Un fel o bază de comunicații speciale, nespeciale, terestre. Kappa de la Cheia. Cheia. Dosarele Căcapa. Așa că vă lăsăm să vă uitați în continuare la ce am realizat. Sperăm să vă placă. Thank you.